47 de migranți care încercau să treacă fraudulos granița dintre România și Ungaria au fost prinși la Vama Nădlac 2. Indivizii din țări precum Pakistan, Siria, Egipt, Sri Lanka și Irak erau ascunși în compartimentul de marfă a două tiruri printre bunurile transportate. Conform documentelor, autotrenurile transportau diverse produse pentru firme din Polonia și Germania. Migranții erau din rândul celor care au solicitat azil, alții erau intrați legal în România. Cu toții voiau să ajungă în vestul Europei, șoferii, un cetățean bulgar și unul turc, sunt acum cercetați pentru trafic de migranți.